Creșterea economiei chineze din ultimele 4 decenii este unul dintre cele mai importante evenimente de transformare la nivel global din ultimele secole. Începând din 1979, țara s-a transformat radical, trecând de la o economie agrară la una dominată de servicii și industrie, iar China este astăzi prima națiune comercială din lume. Recent însă, acest miracol al creșterii economice a dat semne de slăbire. Chiar și înainte de stoparea COVID, creșterea a început să se oprească pe fondul schimbărilor demografice, al unei încetiniri emergente în sectorul imobiliar și al reapariției unei politici economice conduse de stat. Centralizarea puterii a alimentat o înrăutățire a relațiilor cu partenerii occidentali ai Chinei, care amenință și mai mult perspectivele de creștere ale țării. Guvernul Chinei a început să joace un rol mai important în întreprinderile private în anii 2010, alimentând o relație tot mai proastă cu Occidentul. Așadar, intră China oficial într-un colaps economic? Hai să aflăm! Creșterea economiei chineze și efectele din prezent. În puțin peste 4 decenii, China a trecut de la a fi una dintre cele mai sărace țări din lume, cu un PIB real pe cap de locuitor de numai $156 în 1979, la a se alătura rândurilor țărilor cu venituri medii superioare, cu un PIB real pe cap de locuitor de $12,720 în 2022. Creșterea este deosebit de izbitoare, având în vedere dimensiunea populației țării, teritoriul vast și eterogenitatea vastă a acesteia. Conform criteriilor de venit național stabilite de Banca Mondială, China a devenit o țară cu venituri medii inferioare în 2001 și s-a transformat într-o țară cu venituri medii superioare în 2010. Comparând PIB-ul real pe cap de locuitor al Chinei cu cel din Statele Unite în termen de paritate a puterii de cumpărare, care ia în considerare și diferențele dintre costurile de trai din cele două țări, PIB-ul Chinei a crescut de la 4,1% din PIB-ul pe cap de locuitor al SUA în 1990 la 28,4% din nivelul SUA în 2022. Miracolul creșterii economice chineze a fost în mare măsură rezultatul adoptării de către această țară a reformelor orientate spre piață și a globalizării. Stabilirea unor relații diplomatice oficiale cu Statele Unite în 1978 a deschis calea unui ciclu virtuos prin care reformele interne ale Chinei au descentralizat treptat procesul de luare a deciziilor economice, au introdus piața ca mecanism tot mai important de alocare a resurselor, au deschis ușa investițiilor străine și au crescut semnificativ comerțul internațional, ceea ce, la rândul său, a contribuit la încurajarea altor schimbări orientate spre piață. Prima reformă majoră a fost introducerea sistemului de responsabilitate a gospodăriilor, care a oferit fermierilor o mai mare autonomie în luarea deciziilor. În anii 1980 au fost înființate zone economice speciale în regiunile de coastă. Împreună cu noile politici de ușă deschisă, aceste zone au atras investiții străine și au experimentat politici orientate spre piață. În plus, reformele prețurilor au fost implementate treptat, începând cu 1979. În 1992, în cadrul celui de-al 14-lea Congres Național, Partidul Comunist Chinez a încorporat în mod oficial ideea economiei de piață în ideologia socialistă a Chinei. Noile reforme, inclusiv modificări ale proprietății de stat asupra întreprinderilor, ale sistemului juridic, ale politicii fiscale și ale băncii centrale, precum și crearea unor piețe ale factorilor, au
unei plase de siguranță socială, a unui impozit pe venitul personal, au făcut din sistemul hibrid de piață principalul sistem de funcționare a economiei, mai degrabă decât o simplă completare a planificării centrale. Aceste reforme radicale și istorice orientate spre piață au condus la aderarea Chinei în 2001 la Organizația Mondială a Comerțului, care a angajat și mai mult China la o liberalizare suplimentară a pieței și la integrarea în economia globală. Comerțul global al Chinei a crescut vertiginos și până în 2007 exporturile sale au ajuns la 32% din PIB. Între 1990 și 2007, productivitatea Chinei a crescut cu o rată medie de 4,5% pe an. Perioadele cu cea mai rapidă creștere a productivității coincid cu creșterea rapidă a întreprinderilor orășenești și sătești de la mijlocul anilor 1980, cu reforma întreprinderilor de stat de la mijlocul anilor 1990 și cu explozia comerțului exterior chinezesc și a investițiilor străine, care a urmat intrării Chinei în Organizația Mondială a Comerțului în 2001. La creșterea productivității au contribuit realocările pe scară largă ale forței de muncă din agricultură către sectorul manufacturier și cel al serviciilor, precum și ale capitalului de la întreprinderile de stat mai puțin productive către firmele private mai productive. Din 2007, creșterea productivității Chinei a stagnat la doar aproximativ 1% pe an. Criza financiară mondială din 2007-2009, care a avut ca origine neplata pe scară largă a creditelor ipotecare cu risc ridicat de pe piața imobiliară din Statele Unite, a zdruncinat încrederea Chinei în sistemul financiar de tip occidental și este posibil să fi servit drept catalizator pentru revenirea întreprinderilor de stat. Înainte de 2008, administrațiile locale chineze nu aveau voie să se împrumute, dar un stimulent de 4 trilioane de yuani a permis administrațiilor locale să se împrumute prin intermediul vehiculelor de finanțare ale administrației locale și să devină motoare de investiții, înlăturând investițiile din sectorul privat. Stimulentul de 4.000 de miliarde de yuani lansat în 2008, urmat de un boom al investițiilor în infrastructură și al locuințelor, a susținut rata de creștere economică a Chinei la aproximativ 10% pe an până în 2011. Însă, aceste investiții finanțate prin îndatorare au fost de asemenea la originea problemelor de îndatorare cu care se confruntă în prezent dezvoltatorii chinezi și administrațiile locale. Începând cu anii 2010, guvernul chinez a început să joace un rol mai important în întreprinderile private sub trei aspecte. În primul rând, guvernul a început să controleze participații mici în multe firme private. În timp ce ponderea firmelor deținute în proporție de 100% de stat a scăzut de-a lungul timpului, ponderea firmelor cu o participare de cel puțin 10% din partea statului a crescut de la aproximativ 50% la 60% în perioada 2012-2017. În al doilea rând, liderii partidului chinez au preluat un rol mai important în guvernanța corporativă. În 2002, mai puțin de 27% din companiile private conținea o celulă de partid, dar până în 2018, autoritățile de reglementare din China au făcut din înființarea de celule de partid o cerință pentru orice companie să fie listată la bursele de valori naționale. Liderii de vârf ai Chinei au devenit din ce în ce mai expliciți cu privire la așteptările lor privind un angajament sporit al partidului în companiile private, solicitând ca celulele Partidului Comunist Chinez să înțeleagă și să interacționeze mai bine cu companiile private și să contribuie la îmbunătățirea structurii de guvernanță corporativă a acestora.
În cele din urmă, începând din 2020, liderii chinezi au început să adopte o linie de reglementare mult mai dură cu întreprinderile interne chinezești decât fusese evident anterior. În noiembrie 2020, de exemplu, oferta publică inițială a Ant Financial a fost suspendată brusc în urma unui discurs al președintelui Alibaba, Jack Ma, care a criticat autoritățile de reglementare financiară din China pentru că sunt prea conservatoare. Deși au existat raționamente de reglementare pentru majoritatea măsurilor de reprimare, aceste norme nu au fost implementate de deliberarea obișnuită a Chinei și au fost considerate arbitrare de mulți, deoarece au vizat selectiv anumite sectoare și firme, în special firme private, mai degrabă decât întreprinderi de stat. Cercetările sugerează că este posibil ca politica industrială din ce în ce mai prescriptivă a Chinei să fie avut un succes limitat în promovarea productivității. Mai multe studii au constatat cazuri în care subvențiile guvernamentale nu au dus la progrese în materie de productivitate. De exemplu, mai degrabă decât să încurajeze inovarea, stimulentele fiscale acordate firmelor care au depășit anumite praguri de investiții în cercetare și dezvoltare au dus la reetichetarea cheltuielilor administrative ca fiind cercetare și dezvoltare. Un alt studiu a găsit puține dovezi că guvernul chinez a ales în mod constant câștigătorii atunci când a alocat subvenții. Și cercetătorii din istoria economică japoneză au constatat că, deși politica industrială poate fi eficientă atunci când o țară încearcă să recupereze decalajul, este puțin probabil să fie eficientă atunci când o țară urmărește să fie lider de frontieră. În plus, prezența capitalului de stat, prezența tot mai mare a celulelor de stat în guvernanța corporativă și creșterea numărului de măsuri de reglementare drastice fac ca intervenția statului să fie mai profitabilă în circumstanțe neobișnuite, ca atunci când, de exemplu, este în joc stabilitatea regimului sau securitatea națională. Tendința recentă a guvernului chinez de a produce rapid schimbări de orientare a politicilor dăunează încrederii. Această posibilitate face mai dificilă atragerea de investiții străine de către întreprinderile chineze și a devenit o barieră esențială în calea expansiunii pe piața internațională a unor firme chineze precum TikTok și Huawei. Pe fondul înrăutățirii relației cu Occidentul condus de Statele Unite, conducerea chineză s-a orientat și mai mult către un proces decizional mai centralizat și a încetinit implementarea agendei de reformă orientată spre piață, adoptată în cadrul celui de-al treilea plan al celui de-al 18-lea congres al Partidului Comunist Chinez. Din 1979 până în 2008, SUA și China au fost angajate și prietenoase. Conflictele ocazionale au fost abordate pe cale diplomatică și nu au afectat prea mult relația bilaterală caldă pe termen lung. Astăzi însă, relația dintre Statele Unite și China se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. Schimbarea a devenit evidentă odată cu pivotul către Asia al președintelui Obama în 2011 și s-a intensificat odată cu retorica de campanie anti-China a președintelui Trump și cu războiul comercial inițiat în 2018. Relația economică dintre cele două țări este acum împletită cu preocupările de securitate națională. Statele Unite au instituit restricții atât asupra investițiilor externe în firmele chinezești, cât și asupra fluxurilor de capital care intră în China pentru a se proteja împotriva furtului de proprietate intelectuală din China. Investițiile străine directe bilaterale totale între SUA și China
au scăzut la 16 miliarde de dolari în 2020 pe fondul perturbărilor legate de pandemie și al creșterii tensiunilor în relația SUA-China. Aceste restricții, împreună cu embargourile impuse de SUA asupra unor bunuri tehnologice cheie, cum ar fi semiconductoarele și procesoarele pentru smartphone-uri, au împiedicat și mai mult creșterea firmelor chinezești, în special Huawei. Ce înseamnă acest lucru? Miracolul creșterii economice din China a fost determinat de reformele orientate spre piață și de deschiderea către lume a economiei țării, care anterior era închisă. În prezent, China se confruntă cu probleme structurale importante, cum ar fi încetinirea creșterii productivității și îmbătrânirea populației, care amenință perspectivele de creștere viitoare dincolo de redresarea după șocurile induse de pandemie și de o contracție severă a sectorului construcțiilor. Cu toate astea, aceste probleme structurale ar putea fi abordate mai eficient prin reforme care să aprofundeze piața și, în acest caz, probabil China ar putea continua să aibă un potențial de creștere de până la 6% pe an în următorii 10-15 ani. Posibilitatea ca statul chinez să reevalueze un astfel de potențial de creștere va depinde probabil în mare măsură de modul în care liderii de la Beijing își gestionează economia politică internă, în special dacă statul continuă să joace un rol important în procesul de luare a deciziilor economice și de relația dintre China și Occidentul condus de SUA, care va determina accesul Chinei la tehnologie, finanțe și piețe străine. Dacă liderii continuă să se îndepărteze de reforma orientată spre piață, în favoarea unui proces decizional centralizat, a unei alocări planificate de sus în jos, a resurselor și a marginalizării întreprinderilor private, atunci productivitatea și creșterea economică s-ar putea deteriora și mai mult. China, Statele Unite și întreaga lume ar avea de suferit ca urmare. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.